luminate de soare, damele experte în amor ale Piteștiului au pus pe ele cele mai țipătoare culori, de parcă amatorii de senzații tari nu ar vedea bine. Ies la prezentare în fiecare zi, urmărind același traseu, străzile de la ieșirea din oraș. Au trecut și ele la ținutele de sezon, semn că se uită la televizor, dar parcă nu la emisiunile care trebuie. Se poartă multă culoare, strâmt și cât mai scurt. Își așteaptă clienții pe Maidan la un pahar de plastic cu cafea, o țigară și multe chicote. Îți sare în ochii de departe extravaganța, caracteristică ce le definește perfect. Cu părul blond, ars de soare, desuuri în toate culorile, fustele la o palmă de fund și totul strâmt, 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 mai că pleznesc. Unele se cred cochete și își pun cele mai noi cizme, chiar dacă le-au înnămolit în căutarea locului perfect. Altele preferă ținutele casual pentru a da fuga în mașina clientului. Colanții negri rămân printre preferații fetelor vesele. Nu contează care cât este de suplă, aceștia se mulează bine de tot pe coapsele dolofane. Și din câte vedem, fetele s-au abținut cu greu de la ospățul de Crăciun. Nici măcar sportul, de la un client la altul, sau fuga de poliție nu le ajută să intre în haine de mărimea S. Cu toate acestea, clienții nu le lipsesc. Femeile defilează din zor și până în seară în ținute atent alese. Se poartă tare, de la atitudine și până la culoare, pentru că vestimentația cântărește greu în ochii clientului și de aici și tariful. Primesc de la 50 de lei la câteva sute. Cele mai bine cotate oferă servicii diverse și înlocuiesc malul râului sau dosul străzii cu apartamentele lor luxoase sau chiar camere de hotel. Cea mai veche meserie din lume nu dă semne de faliment. Amatori de second-hand-uri se vor găsi mereu.